Bună ziua! În ședința extraordinară de astăzi, convocată de îndată, inițiator primarul orașului Comănești, sunt prezenți 18 consilieri, dintre care 4 online, domnul Anastasiu, Tiboi și Lază și doamna Balaș. Și doamna Negre. Da. Deci 5 online și fizic 14. Ședința este statutară și poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi, după care rugăm pe domnul președinte să preia lucrările și să supună la vot ordinea de zi. Mulțumesc! Așa, după cum v-am, bună ziua, după cum v-am primit invitațiile la această ședință de îndată, avem ca și ordine de zi proiect de hotărâre pentru completarea HCL numărul 31 din 10-a 2-a 2022, privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din orașul Comănești pentru următoarele, pentru lunile septembrie-decembrie 2022. Pentru această perioadă, unde au fost stabilite 1114 curse. V-au explicat domnul consilier, domnul președinte de comisie și cei de la Comisia de Învățământ despre felul în care au fost calculate aceste burse și modul în care s-au aplicat prevederile legale pe care trebuie să le aprobăm în această ședință de Consiliu Local. Supuneți la vot. Mulțumesc. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul președinte, mă abțin, pentru că nu votez la acest punct, ca să nu există substituire de conflict de interese, cu vorba despre bursele elevilor de la școala de Breanu de la școala de Breanu. Menționăm cu doamna Șișca Maria Laura, se va abține de la vot. Nu votez. Nu votează, da. Începe ședința de astăzi, care are un singur punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL numărul 31 din 10 februarie 2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din unitățile de învățământ din orașul Comănești. Acest proiect de hotărâre s-a discutat la comisii. Dacă sunt ceva discuții pe această temă? Aș vrea să adaug un lucru. Dacă considerați că sumele acestea sunt actuale în raport cu creșterea costurilor pentru școlarizare sănătoasă a copiilor. Deci, ar trebui să mai adauge statul sau respectiv primăria măcar 50 de lei pentru fiecare tip de bursă. Nu că ar fi suficienți, dar copiii până acestea se vor simți și mai motivați. Dacă îmi permite și pe domnul președinte. Da, poftiți, domnul cum. Punctul nostru de vedere este că putem să mai punem încă 500 de lei la fiecare bursă, dar trebuie să vedem de unde avem sursa pentru acești bani, în condițiile în care știm cu toții, am votat aici, Comăneștiul este în plină dezvoltare prin proiectele europene, prin fondurile atrase și faptul că bugetul primăriei este grevat de acele cofinanță pentru proiectele europene. Dacă nu dai cofinanțarea, nu se face. Asta nu ne împiedică să putem spune lucrul acesta. Ne dorim și noi cât mai mult să ia copiii ca să fie motivați. Și vedeți că acolo legiuitorul a impus și o limită pentru un cuantum pentru acele burse. Bănuiesc că atunci când legiuitorul va considera că apar discrepații, va umbla și la cuantumul burselor, așa cum a făcut în martie. În martie, dacă vă aduceți aminte, tot noi am votat creșterea, dublarea burselor. Bănuiesc că legiuitorul, având identificat sursele de finanțare, va reuși să spună, bă, nu este suficient 200 pentru un copil, dublăm la 400. Dar va trebui să fie o anumită ordonanță. Nu putem să venim cu niște sume fără să calculăm un impact asupra bugetului. Asta este părerea mea pe care o subscriu. Da, subscriu și eu la ce a spus domnul Laic. Este clar că
Ne dorim să dăm mulți bani, cât se poate de mulți, cu 50 de lei nu-s bani nici de autobuz, ca să se ducă de acolo până acolo. Deci o sumă foarte mică pe care am propus-o domnul consilier, dar, cum a spus domnul, vă rog să vorbiți când vi se dă cuvântul, nu când vorbesc eu. Deci, cum a propus domnul Laic, ar fi bine și 500 și poate mai mult, dar tot aici, în Consiliul Local, am aprobat și aprobăm la fiecare ședință proiecte de hotărâre ce privesc reabilitări, eficientizări energetice și așa mai departe. Nu în ultimul rând, au fost discuții pe problema clădirilor care trebuie reabilitate din cadrul școlilor orașului Comănești. E vorba de Ciprian Porumbescu și Liviu Rebreanu, care se află în licitații de proiectare și execuție. E vorba de școala Costache Ciocan din Lăloaia, pe care un domn consilier tot o filmează mereu, îmi place școala aia, probabil că nu știe că acea școală, practic, nu mai figurează aproape în sistemul de învățământ, pentru că s-a construit o școală nouă, cu care mă mândresc că am construit o școală nouă în Lăloaia. N-am mai construit niciun primar până la mine vreo școală în Comănești, am construit o școală nouă. Și în momentul de față ne aflăm într-un proces de reabilitare și modernizare a acelei clădiri, a fostei clădiri a școlii de la Cuza Vodă, de lângă biserică, inclusiv grădinița de lângă biserica de la Lăloaia, vor fi reabilitate și modernizate. Suntem luați în bășcălie când spunem că facem aceste proiecte sau că construim sau reabilităm spitalul din Comănești sau alte instituții sau primărie, că de ce trebuie să reabilităm noi tocmai primărie? Pentru că și spitalul, și primăria, și orice școală, aveam acum și grădinițele Crainou și Dumbrava Minunată, se află în procese de reabilitare, modernizare, eficientizare energetică. Toate aceste clădiri trebuie să le aducem la standardele la care europene pentru a putea să și privind eficientizarea energetică, dar și pentru funcționalitate. Desigur că ne dorim și un aeroport, și un heliport, și de toate ne dorim. Mi-aș dori foarte mult să putem construi un heliport la spital, spre exemplu. Avem aproape săptămânal cazuri când este chemat elicopterul pentru a salva o viață de om, pentru cazuri de accidente vasculare cerebrale sau pentru infarcturi și deocamdată ne putem descurca pe stadion, acolo să aterizeze elicopterul, de acolo ia preia bolnavul. Dar sunt lucruri care trebuie să le luăm în calcul, că le facem și funcție de proiectele pe care le-au propus finanțatorii și funcție de priorități și funcție de posibilitățile financiare de cofinanțare. Nu vă ascund faptul că am fost chemat la București pentru începem să semnăm proiectele de finanțare privind eficientizarea energetică a blocurilor. A venit primul pachet, care trebuie să-l semnez săptămâna aceasta, care urmează, și etapizat funcție de felul cum vor evalua fiecare dosar în parte și fiecare pachet de blocuri pe care le-am propus, este vorba de o valoare de aproximativ 24 de milioane de euro în primă fază, la primele pachete depuse de noi, și mai este un pachet de 5 milioane de euro. Deci aproape 30 de milioane de euro vor fi alocați orașului Comănești pentru eficientizarea energetică a blocurilor. Lucru care nu se face în alte orașe. Că se aduce în discuție tot timpul că zice, uitați domnilor, la Moinești este mare șantier. Păi da, șantierul ăla de la Moinești, care îl vedeți acum, la Comănești se desfășura acum 5-7 ani de zile. Când tot orașul a fost întors pe dos, schimbate toate trotuarele, aleile, bordurile, parcări. Astea, chiar dacă unii nu le observă, nu le văd sau nu vor să le vadă, ele există.
Și spre fericirea mea, există și cetățenii din Comănești care au văzut cu ochii lor când s-au desfășurat toate aceste proiecte. Să spui că nu s-a făcut nimic și nu s-a făcut nimic și toți trâncăni că nu s-a făcut nimic ca o mașină din aia stricată, este o problemă de, nu cred că e de bun simț, este de cei 7 ani de acasă ține. Să tot țipi în gura mare că nu s-a făcut nimic, nu s-a făcut nimic, nu s-a făcut nimic. Când toată lumea asta a văzut câte s-au făcut în acest oraș și câte se fac în continuare. Cu orașul nu stă pe loc. Păi închipuiți-vă să nu s-a făcut la spital nimic acum. Perioada aceasta când în România au luat foc, nu știu dacă nu, cred că se duc spre 10 spitale. Și când trebuia să ne adaptăm tuturor normelor pe care le-au impus ISU, Ministerul Sănătății și toate celelalte. Dacă noi nu făceam toate aceste lucruri, nu aveam șansă ca să mai putem funcționa în continuare. Ori când mergi la spital și vezi și dumneavoastră, poate n-ați avut acest ghinion, nefericire, mai știu eu ce, să aveți pe cineva în spital, să vedeți ce se întâmplă acolo, să vedeți oamenii cum suferă, să vedeți doctorii cum se străduiesc să salveze vieți omenești, dacă v-ați confrunta cu o situație de aceasta, o să vedeți că veți gândi cu totul și cu totul altfel. Deci, a propune acum o altă sumă decât o alocă guvernul, pentru că guvernul alocă o sumă de bani și noi trebuie să o aprobăm. Mai mult decât atât, ce să spunem, că eu aș da, propune unul 50 de lei, unul propune, altcineva propune 100 de lei sau 500, eu propun 1000 de lei. Dar bani? Sursa de bani, de unde este? Că o să țipe în gura mare mâine, poi mâine, că impozitele sunt mari. Deși noi nu am mărit impozitele în orașul Comănești de peste 10 ani. Nu am mărit impozitele cu niciun leu. Cu niciun leu. Impozitele se actualizează conform inflației, an de an. Dacă inflația a fost 5%, impozitele au crescut cu 5%. Dacă inflația a fost 2%, impozitele au crescut cu 2%. Despre asta discutăm. Dar pentru asta e politica, să mai trâncănească și unii alții ceea ce le trece prin gând când nu pot dormi noaptea. Mulțumesc, domnul președinte. Da, mulțumim, domnul primar. Mulțumim, la vot. Supunem la vot acest proiect de hotărâre cu mențiunea că doamna Șișca nu votează. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu asta ședința v-a sfârșit. Mulțumim foarte mult!